Mulți spun că agricultorii din satele noastre românești din Banat nu sunt flexibili și nu se acomodează cerințelor de pe piață. An la rând cultivă aceleași culturi. Uite că la poalele dealului Vârșețului, agricultorii din Iablanca, Mesici, Coștei și Voivodinți au cultivat anul acesta rapiță și pe lângă faptul că această cultură nu este una tradițională în această zonă. Anul ăsta au fost rapițe destul și acum văd că și mai multe se pregătește pentru rapiță. Am avut și eu rapițe, au fost peste 2000 de kg la lanț, e destul de bun, prețul a fost 40 de dinari extra. Anul viitor, floarea soarelui va fi cultivată pe o suprafață mai mică și va ceda locul culturii de rapiță, deoarece anul acesta rapița a fost achiziționată la un preț mult mai bun decât floarea soarelui. Tot mai mult rapiță văd, nu numai eu, și mai mulți seceni, tot seamănă mai mult rapiță. O ducem la Coștei, la Dumbrava, la cooperativa Dumbrava. Ei a strâng pentru toate satele astea noastre. Dacă agricultorii își văd interesul, cu siguranță vor cultiva și alte culturi care nu necesită multă muncă, investiții mari și vor aduce profit.